Capitolul 3. Legea și credința O, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit, voi atât de mult? Dacă în adevăr e în zadar? Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu, și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănită pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios, căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Isus, așa ca, prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. Făgăduința și legea Fraților, vorbesc în felul oamenilor. Un testament chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte. Nu poate fi desfințat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, a datului Avram. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța, căreia îi fusese făcută făgăduința. Și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Isus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință.